Vă salut și după cum puteți observa am venit la domnul Ion Hobician să ne mai povestească puțin despre tainele apiculturii. Iar dacă vă place acest videoclip, nu uitați să dați un like, să vă abonați canalului. Haideți să mergem să vedem ce face domnul Ion. Da, să trăiți! Bine v-am găsit! Ce faceți, domnul Ion? Le pregătesc ceva, am adus tupii de la Valea de Braz, Valea Străiului la Iernat. Și astăzi le pregătesc ceva pentru viespi. Niște mini capcane cu un sirop, cu miere, cu oțet și le dau și bere, bineînțeles, buceș. Dacă nu le place buceș, le dau ciucaș. Să bere că a fost un an foarte, foarte nasol, foarte multe viespi. În toată țara sunt multe viespi, ne-a atacat roiurile și încercăm cât de cât să le ținem, să le mai protejăm un pic. Pun soluția asta preparată de mine, care miroase foarte frumos pentru viespi. Albinele nu atrag. Albinele nu vreau să mănânce de asta, așa că viespile. Acum le dau și un pic de bere. Și astăzi vreau să încep să pregătesc tupii pentru a face tratamentele chimice. Eu le-am făcut tratamente la stupi. I-am pus benzi de varostop, de două benzi la fiecare, după ce am extras mierea de mană. Am trebuit să extrag mierea de mană și de prin cuiburi, a fost mult, mai multă, și am fost nevoit să le dau hrană la albine. Le-am dat mierea de pe primăvara aia de pom fructifer, care avea foarte mult polen în ea. Am făcut sirop de la, le-am dat să completez hrana în cuiburi, că am trebuit să extrag mierea de mană, că nu puteam să iernesc pe ea, că nu digeră, nu poate ierna, stupii se pierd mari când iernează pe miere de mană. Și astăzi vreau să le iau hrănitoarele la stup și să-i pregătesc, să le pun ciolofane deasupra, să-i pregătesc să pot să le fac infumigații, amitreaz le fac anul ăsta. Eu le-am mai făcut două tratamente la albine până acum, adică două tratamente, două băi cu apivirol forte. Și acum trebuie să le fac încă trei tratamente, suntem pe 29 septembrie, mai am încă puiet căpăcit, nu mai ouă, reginele nu mai pontează. Și astăzi le pregătesc ca luni să le fac, am uitat acasă varojetul și să le fac amitrazul ăla, trebuie dimineața la prima oră să le fac tratamente cu infunimigații. Trebuie să le pun ciolofanile ăștia la toate, să le verific să nu fie sparte, să izolez bine. Să le iau astăzi hrănitoarele, să le scot benzele de varostop. Îi un pic de lucru. Deci avem de lucru. Doamna, îi de lucru. Categoric. Da. Hai să mergem să vedem astea, cum... Astea sunt capcanele care le-am făcut cu miere, oțet, zahăr, suc, am pus de toate, amestecate, plus bere. Stai să vedem cum arată. Uite cum vin cu polen, deci suntem la câtița ora acum. Uite, le vezi, ele vin cu polen. 10 dimineața. Eu le-am strântorat urginișile, pentru că am venit într-o zonă unde nu sunt învățate ele și unde e o zonă foarte mult albină. Și să nu mi facă furtișag normal, stupii vechi. Uite, asta deja a venit obosită, vezi-o? Da. Nu mai poate intra cu polenul înuntru, asta a luat polenul, uite, dat jos. Da. Astea sunt albine bătrâne care nu cred că mai intră iarnă, nu mai au șansă să ierneze. De ele aduc polen, e un polen portocaliu. Da, se vede, se uite, vede. Eu am pus și gratii de ăștia antișoareci, cu toate că, da, urcă, șoricelul urcă și pe camion. Le-am urdinișul, l-am strâmtorat să-mi rămână numai de un deget. Uite și aici, vezi, se vede. Le-am strâmtorat urdinișile. Să nu se bată, eu am schimbat camionul, ieri noapte am ajuns printr-o ploaie torențială, uite, vezi cum se bat când
am schimbat și poziția camionului și acum normal ele sunt învățate să intre cele din stânga pe partea dreaptă, acolo unde am fost la Valea de Braz. Și acum mai greșesc, până să obișnuiesc, până nu știu ce, uite, vezi, aici sunt încă era două sau asta e moartă și vreau să o scoat afară, în fine. Eu le-am, astea oricum le dau jos la iernat, las urdinișul întreg, adică porțiunea asta deschisă, unde am pus polistirenul, îl dau afară să-și facă aerisirea, o să-ți arăt eu cum fac iernarea, cu toate că nu fac echipă, nu le echipez acum de iernat. La 1 noiembrie, atunci le fac ultima pregătire, uite cât polen aduc acolo. Da, da, am văzut. Și încă e de dimineață și numai ieri le-am adus, ieri noapte. Foarte mult polen. Cu polen. Sunt încărcate. Da, uite, astea le pun pe aici așa. Le găsesc pe aici pentru viespi, ele sunt viespile, uite deja, uite cum vine, vezi, nu? Da, 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 da. Deja a venit viespia. Și doar ieri dimineață am băgat camionul aici. Dacă nu le protejez un pic, viespile îmi fac prăpări. Să bagă în stup, să bat, e disconfort. La albine, ele în loc să-și facă de treabă, trebuie să-și... În loc să-și vadă de lucrul lor, trebuie să-și apere colonia de... de intrusia. Nu. Ele și partea de sus e strânturat, dar uite, uite, vezi cum vine câte o vespe. Uite, aia e o vespe, uite, încearcă să intre, vezi? Nu, da, nu merge, da, să da, mută da. În altă parte. Caută punctul slab, uite aici, vezi-o? Caută punctul ăsta, probabil ăsta e un stup mai slăbuț, de-aia, uite, sunt viespe moarte pe aici, vezi? Da, uite, da. Le-s viespile moarte. Ele mănâncă albine, găsești pe plăcuța de zbor să găsești de multe ori numai capul și picioarele la albine. Toracele și pe mine viespile, uite. Uite și la tine vin viespile. Da, e plin, da. E anul viespilor în toată țara. Și la Valea de Braz am avut probleme mari, cred că am cules cu kilogramele viespi. Câte bere le-am dat, eu nu beau un om într-o săptămână că le-am dat la viespi. Hmm. La două zile trebuia să schimb, să golesc. Sticla de viespi. Am avut atac și de alea mari, de cum Dumnezeu le zice, viespi de alea mari. Știu de ce, știu la ce vă referiți. Și alea periculoase, alea trebuie cu carne de vită să le prinzi. Ce fain zbor. Și acum, după asta, o să pun în patru. Eu o să mi scot de la fiecare stup, îmi scot tratamentul care l-am avut, benzele de varostop. Eu le-am făcut cu pompa asta, le-am făcut baie, două băi, acum vreo două săptămâni, dar la distanță de cu apivirol forte. Le-am îmbăiat fiecare ramă în parte. Și anul trecut le-am făcut altfel de tratamente. Bineînțeles, am făcut și o greșeală copilărească. În luna august, le-am pus, am cumpărat gheaburi și am pus acid formic. Am văzut pe internet, am văzut că merge bine, n-aveam camionul, am avut stupii pe vatră, le-am dat acidul formic în gheaburi. Eu nu m-am uitat pe sticlele de acid formic, că sunt de două feluri. E de 65 normal care se pune la albine și de 90 nediluat. Și am luat de 90, nu l-am diluat, am pus pe fiecare șgheab de 20 de mililitri, cum scria. Acolo, dar eu nu m-am uitat, n-am citit, că e bine să citești tot timpul când ce faci, nu numai ce vezi, să și citești. N-am citit în cărți și am dat acidul formic nediluat. N-am avut pierderi la albine, nici la măci, dar mi-a oprit ponta în august, când aveam mai mare de voie, la sfârșitul august, două săptămâni, nu mai mă lua nicio regină. S-a oprit ponta și am intrat cu supii foarte slabi în iarnă, că n-am avut albine. De-abia stimulatori, cu tot felul, de-abia le-am dat drumul la oac. Ar săsă că aveam supii pe vatră, ar săsă așa de 30 de centimetri în fața stupurilor, acidul formic, toată iarba, pentru că el, acidul formic se dă când e timpul mai răcoros, nu când e cald. Eu când l-am dat, plouasă. Și am zis, mai e numai bună. A doua zi a fost 30 de grade. Tot acidul ăla s-a evaporat forțat.
O căzut și mama pădutilor, dar nici reginele nu mai mi-au luat. N-am avut pierdere, că am avut numai regine tinere. N-am avut pierdere la stupi, dar am avut pierdere la albină în toamnă. Am intrat cu stupii pe 3 intervale, pe 4 intervale maxim. Acum astăzi o să verific toți stupii și să-mi fac un calcul cam câte intervale să le echilibrez. O să le iau în noiembrie când să strâng în ghem și când... Ăsta o să iau câte o ramă de la stupii puternici, să le dau o ramă cu albină, cu hrană, cu tot ce trebuie, să dau la stupii mai slabi, să fac, să-mi echilibrez toți la 5-6 intervale de albine, maxim 6, dar nu 6, 5 intervale, aia înseamnă 6 rame. Sau dacă văd că-s mai slabi, atunci încă nu-mi dau seama acum, o să rămân și cu 4 intervaluri, că nu-i nicio problemă să iernez, dar să echilibrez. Măcile le-am tot schimbat, am avut câțiva care probleme, de exemplu ăsta, stupul ăsta am avut cu probleme pe primăvară cu el și nu i-am dat de cap, mi-a omorât vreo 3 regine, am cumpărat regine de calitate de la crescători, le-am cercat, mi-a omorât, l-am scuturat la distanță, au devenit trântorițe albinele, s-au făcut bezmetic, l-am strânturat, am adus, am băgat altă albină și au revenit tot. Acu iară l-am unificat, am dus undeva la 200 de metri, am scuturat toată albina, mai mi-au venit 2 rame de albine, i-am băgat un nucleu la el. Îs curios să văd ce-a ieșit, dacă nu-l desfințez. Am mai avut unul în partea aia, acum 2 ani, când am cumpărat niște stupi, am cumpărat de la cineva, stup și bun, dar am cumpărat și un puiet văros, de nu mai scăpam de el de nicio culoare. Și l-am tot chinuit, i-am schimbat regina, i-am schimbat, i-am dat tratamente, dispărea puietul văros, toamna apărea iară, asta primăvară iar a apărut puietul văros, l-am luat cu ladă cu tot, dar nu era pus pe camion, l-am avut pe vatră, înainte de a pune camionul, numai pe primăvară l-am cumpărat, l-am dus la Valea de Pește acolo într-un vraș, cu ladă cu tot, i-am dat foc, cu albine cu tot și am scăpat de puietul ăla din văros, că n-avea rost să-mi infectez toată stupina, aveam de gând să-l pun pe camion și să-mi infectez toată stupina pentru... Încerci odată, cu puietul văros să poate trata, dacă nu reușești odată, de 2 ori, 3 ori, n-are rost să mai încerci, că nu mai pierdere de timp, de bani și riscul mare să infectezi o stupină întreagă. Că lucri cu sculele alea și n-are rost. Da. Astăzi, eu încă nici nu i-am dezlegat cum ăsta e, când să plec, să-mi fac treaba care vreau să o fac, trebuie să-i verific. Nici nu i-am dezlegat cum i-am adus, i-am mai înțepenit pe aici, să nu fiul meu conduce camionul și merge mai tinerește cu el. I-am adus ieri noapte, ieri a fost un zbor aiurea pe aici și astăzi încă nu s-au revenit, dar văd că aduc polen. Că numai ieri dimineață l-am băgat aici, că ploia torențial pe noapte când am ajuns. I-am ținut albinele închise și ieri s-a oprit ploaia și eu acum... O să mai reduc urghinii astea din rame, o să-i verific pe toți, eu am caietul aici, la fiecare stup în parte scriu, ce am făcut, am scris, am luat-o de la zero iar, am scris și înainte de a deschide un stup, tot timpul mă uit la el ce am trecutul lui, de stupul numărul 1, să iau și eu de la stupul numărul 1, să o iau de la un... Așa, ultima dată restâns pe 7 rame, are hrană și puiet. Asta în 20 anul m-am uitat la el. Le-am mai dat și turte, acum nu le mai dau niciun fel de hrană. Gata, ce au strâns bine, ce nu le dau, dacă are, nu au mâncare, mai am niște rame cu puieta, cu rame cu miere acasă, le mai bag o ramă, când fac împachetajul final, atunci consider să aibă cam... 2 kg, 2,5 kg de miere pe intervalul de albine. Un interval de albine, așa se iau aici. Pe undeva pe aici trebuie să am și o de altă. Deci, să înțeleg că... Un interval de albine... Ne apucăm de treabă? Da. Desfacem stupii? Desfacem un pic, să ne uităm. Hai că revenim cu următorul video cu
stupii desfăcuți. Vă salut! Aici am avut...